E important ca primarii să nu guverneze singuri. Primarii, miniștrii, prim-miniștrii, parlamentarii, directorii de școală să nu ia decizii de capul lor. Aveam 16 ani, cred, când am ajuns să mergem la primărie, nu, mai puțin, 15. Nu am fost băgați în seamă absolut deloc. Dacă primăria n-a reacționat imediat, primăria de sector și ADP-ul de sector, m-am dus la primăria capitalei. De acolo am primit un alt răspuns că se va face ceva, nu s-a făcut mai multe luni nimic. A, știți, domnul ministru are niște acțiuni foarte, dar bine programați, mă spuneți-mă odată când să vin, ca să ajungem și să avem de unde pleca, cum s-ar zice. Pentru că, evident, nu mai era nimeni în momentul acela când noi eram programați. Dacă te-ai fi mutat în cartierul bucureștean, drumul Taberei, cu 10 ani în urmă, ai fi descoperit că zona favorit e unul dintre motivele de nemulțumire printre vecini. Era un loc deja unde se strângeau foarte multe persoane fără adăpost, erau seringi pe jos, seringi folosite. Era un loc pe care oamenii levitau. Totul lăsat în paragină. De jur împrejur miroase numai a pipi, dacă ați observat. Și nu numai atât. Ne invadau subsolurile de la blocurile vecine cu șobolani. Realitatea e că motive serioase de nemulțumire sunt peste tot. Dar dacă nimeni nu face nimic, ele rămân acolo. Noi încă mai avem și acum mai avem mentalitatea lui să facă cineva. Cine să facă? Tu poți să faci. Tu cu prietenul tău, cu vecinul tău. Tu să faci. Ușor de zis, greu de făcut. Și totuși, pornind de la ruina cinematografului favorit, o mână de oameni a reușit să determine ridicarea unui edificiu de milioane de euro, care în final va arăta așa. E important ca oamenii să poată să-și facă vocea auzită în fața autorităților publice și să le responsabilizeze cu privire la problemele cartierelor. Și la vremea aia, sfârșit de 2009, început de 2010, am început, cum spui tu, bătutul din ușă în ușă. Colega mea, care era la vremea aceea organizator comunitar, a venit aici în blocurile din zona asta. A bătut la uși cu dorința de a discuta cu oamenii, de a înțelege cum se raportează ei la cartier, ce probleme văd că sunt importante de rezolvat în zona lor și de a vedea și ce potențial de activism există. În urmă cu 10 ani găsesc un afiș la ușă la mine. Citesc acolo și m-au tentat între două numere de telefon, unul care era, să zic, identic cu compania în care eram eu. Dau telefon, bucurie mare din partea CERE, o reprezentantă care s-a dovedit a fi minunată, minunat organizator, Cristina. Veniți, doamnă, ne întâlnim, ne cunoaștem. Erau două doamne mai în vârstă, eu, două gemene, mi se pare, din blocul vecin. Mi se pare că mai era încă un băiat. Oricum, oameni pe care nu-i știam, adică îi mai văzusem din vedere, prin cartier. Și am început să vorbească despre ce am vrea noi să facem cu cinematograful favorit. Atunci era ceva haos în discuție. Practic, acele prime bătăi în ușă aveau două obiective. Una, să înțelegem problemele cartierului, problemele oamenilor, și a doua, să găsim niște oameni așa cu potențial de activist care să devină nucleul unei organizații comunitare de cartier, a unui grup de inițiativă cetățenească. Perfect, eram puțin. Câțiva, 2, 3, 4, maxim, nici atât. Grupul încă nu era format. Grupul era din vecin în vecin. Mai aveam o doamnă care era la OD2, blocul ăsta lung, cu 7 intrări. Mai era două doamne de aici, de la P-urile astea care merg spre piață, pe 4, cu 4 nivele. Și de la mine din bloc câțiva, culmea, câțiva din bloc. Ne-am întâlnit de câteva ori în apartamentul doamnei Ioana, un apartament vechi.
Și după aia am început să ne strângem, a venit vremea bună și am început să ne strângem la cafenea. Acolo a început să mai vină lume. Cel mai greu e să găsești o locație în care să te întâlnești. Pentru că de acolo discuția mai decurge cumva, plecând de la un brainstorming, dar cu locația este destul de greu. Pentru că, cum spunea Irina, înainte făcea un apartament cu cuiva. Poate nu toată lumea e dispusă să primească un număr mare de oameni în apartamentul lui sau nu toate școlile sunt dispuse să lase un grup civic să intre într-o clasă și să discute fără să ceară chirie. Restaurantii nici atât nu fac asta fără să le faci consumație și partea asta e destul de grea. Mai ales dacă este un grup mai numeros. I-a întrebat pe oricare din grup unde se făceau ședințe operative ale grupului la Iorescu Valeva, în casă. Și de fiecare dată o vedeai pe săraca Malena, vezi că am adus ceva făcut de casă, foarte bine, că a adus și popească, a adus cu tare. Puneam masa aici în mijloc, masa asta de aia e capacul separat, structura e separat, o putem ușor, da. După o tură așa de discuții în ușă în ușă, și când spun tură, mă refer cred că la vreo 80 de discuții, de 80 de uși care au fost deschise și 80 de oameni cu care colegii mei au discutat, au urmat diverse întâlniri de follow-up cu primii oameni care au deschis ușile. Au urmat discuții despre, uite, noi am fost aici în cartier și am discutat cu probabil 80 de oameni și am descoperit că astea sunt lucrurile care îi animă pe cei mai mulți dintre ei. Ce-ar fi să încercăm să pornim ceva? Și după, iarăși, destul de multe pregătire, destul de multe conversații cu oamenii ăștia, a urmat o întâlnire mai mare de cartier la care s-au discutat despre problemele cartierului și acolo oamenii, cei care au participat, au decis, ok, ruina cinematografului favorit merită efortul nostru. Cam așa s-a născut treaba la Favorit. Deci Favoritul pentru mine a însemnat foarte mult. De ce? Când erau copiii mici, aici veneam la filme. La balul bobocilor mergeam la Favorit. Sărbările de sfârșit de an se țineau la Favorit. Deci pentru mine Favoritul era, cum să spun, făcea parte clar din cartier. Era locul în care mergeam să distrăm, să ne relaxăm. Cinematograful Favorit făcea parte din copilăria noastră. Toți am crescut pe acolo. Măcar că am mâncat corcodușe din parcurile de lângă, dar știam despre ce e vorba. Și a fost așa un sentiment comunitar de poate s-a întâmplat ceva, poate facem ceva. Și din discuție în discuție, cumva s-a ajuns la concluzia că oamenii își doresc un centru cultural comunitar, un spațiu care să funcționeze, să fie deschis comunității, unde să se poată organiza activități pentru tineri, pentru copii, pentru persoane mai în vârstă, pentru adulți. Am început să ne strângem în ce în ce mai mult, începeam să facem un contur cu ce ne-am dorit de la cinematograf, ce se întâmple. Că până atunci chiar nu mai țin minte ce idei erau. Știu că erau idei nu foarte palpabile, dar până la urmă am ajuns la ideea de centru educațional. Noi consultăm populația din zonă ca să ne dea idei de ce doresc să facă. Așa am făcut organizat panouri pe care i-am lăsat pe fiecare să spună numele, locul și dorința. Și așa ne-am trezit că vor ateliere de croitorie, atelier de pictură, atelier de desen. Deci mai sunt, ne mai lăsați cu cinematografie, că mai găsim cinematografie. Dar teatru are cartierul ăsta de o populație cât Ploieștiu? N-are un teatru. Și de ce n-ar avea? Noi asta vroiam, niște locuri în care copiii să-și organizeze ateliere, pentru că în școli nu prea există asemenea spații, să-și facă serbări și, sigur, un sediu în cadrul centrului unde să vină oameni de vârsta a treia să joace șah și să participe la activitățile pe care copiii le fac sau la cinematograf. Ideea este că aceste dorințe ale oamenilor au fost puse pe hârtie. Prima petiție o am și acum pe calculator, așa ca amintire, ca o poveste, se numește Petiția Favoriților. A fost o bucurie pentru domnul primar când a văzut
ce vor oamenii și nu puțin. Vedeam la vremea aia în București așa o completă apatie, primarul care zicea, făcea ce vroia și nimeni nu se interesa, dar oamenii ăștia ce vor ei aici, care e situația aici în Favorit, în Lacul Tei, în Floreasca, în Ferentari. Și atunci am aflat noi despre organizare comunitară și mi s-a părut că este o metodă extraordinară de a sprijini oameni, oameni care doresc binele comunităților lor, să comunice cu autoritățile publice, locale, centrale, oricare autorități, să spună: e important ca în acest cartier să rezolvați această problemă sau să faceți lucrul ăsta. Și genul ăsta de situație l-am întâlnit aici la Favorit, unde am discutat despre ruina fostului cinematograf, un simbol pentru cartier. Oamenii cu care am discutat asta își doreau ca acest simbol să reînvie și aveau această resursă extraordinară în ruină și atunci oamenii au avut extraordinar curaj să zică: hai domne, să facem. Bună ziua, de la Inițiativa Favorit, vă deranjez. Aveți un minut? Cum să nu? Noi facem o strângere de semnături, vrem să renovăm cinematograful Favorit și am avea nevoie de susținerea dumneavoastră, dacă sunteți dispusă să ne ajutați cu semnături. Doar atât? Da, momentan da. Sigur. Da, dacă se întâmpla așa din prima era mult mai bine, dar din păcate realitatea n-a fost chiar așa. Majoritatea vedeților care păteam la ușă, mai întâi eram întrebați prin ușă cine e, ce vrem și de obicei rămânem în punctul ăsta. Da. Nu dăm bani? Nu se deschide ușa de multe ori. Sau acel sunet din una de la vizor, auzeai că se dă vizor la o parte, vedeai puțină lumină pe vizor și se închidea la loc. Pași pe covoraș. Da. Dar mai erau și oameni care deschideau. Mergeam împreună cu organizatorul nostru comunitar și asta ne-a ajutat foarte mult, că ne-a învățat cum să ne construim un pic discursul, cum să abordăm oamenii. Atitudinea era foarte importantă, da. Siguranța cu care vorbeai. De asemenea, mimica, pentru că primul contact era prin vizor. Am meritat, am strâns semnături. E adevărat, perioada asta chiar a fost mai grea, asta cu de mers din ușă în ușă. A fost perioada în care grupul s-a stabilizat, s-a cernut componența grupului. Da. Trebuia să depui efort și mergi din ușa mai ales și în cartierul unde te știe lumea. Era dificil atunci, pentru că, m-am mai zis, erau persoane care nu erau foarte încântate să te vadă la ele acasă, în ușa lor, când ele aveau altă treabă. Da. Da, dacă te lași copleșit de greutatea pe care o întâmpini astăzi, de greutatea pe care ai întâmpinat-o ieri și sigur o vei întâmpina și mâine, atunci posibilitatea de a realiza ceva este diminuată. O să deam până la 8-9 seara și vorbeam și ne certam și ziceam: băi, stai un pic, de ce cei de la OD2 sau de la P4, P6 n-au venit nici măcar un reprezentant? În viața asta unui grup de inițiativă, organizatorul comunitar mai întâi și apoi membrii grupului de inițiativă fac o muncă constantă de a găsi persoane care să se, persoane noi care să se implice, de a mobiliza permanent comunitatea, de a sta mereu în legătură cu vecinii, așa încât atunci când cineva obosește să fie altcineva care să poată să intervină și să activeze. Deci, practic, nu te oprești niciodată. Eu mi-am amintit că a venit Irina înainte de cursuri, de ore, și și-a scos din ghiozdan o mapă cu multe foi și a spus: hai să renovăm Favoritul. Și apoi s-a dus la direcțiune, nu mai știu cine era pe vremea aia, și a cerut voie să poată să strângă semnături în liceu. Și ne-am făcut așa o strategie și am acaparat biroul bodyguard-ului. A, da, chiar, da. Și acolo am început să strigăm elevii care aveau drept de semnătură, adică buletin, pentru că trebuia să dăm și date din buletin, să vină să semneți. Cu replica: hei, tu, facem Favoritul, vino să semneți. Am dus muncă de lămurire, nu prin cuvinte, ci făcând ceva. Am sădit,
am făcut o întrunire în zona verde, aducând de acasă scaune, măsuță și acolo cu cico și cu, mă rog, cu bomboane. Foarte multe acțiuni le-am organizat în fața cinematografului favorit, ca oamenii să vadă cum arată cinematograful și le-am explicat ce vrem să facem. Dacă ați ști cât am scos din buzunar ca să dăm, ca să fie bine. Chiar eram, cum să zic, și casier, da? Și aveam evidență cine a dat, cum a dat, dădeam, ne autofinanțam. A, plus că dădeam pentru 2%. Ce m-am zbătut și cu asta. Și am reușit. Am reușit, dădeam și mamelor, copiilor și nu știu ce, vă rog, ajutați-ne, vecinilor. Trebuia să convingem că, sigur, unii vreau să dea pentru câini, alții pentru copii defavorizați, ceea ce aveau o dreptate și ei, și pentru animăluțe și pentru asta. Ce era cinematograful? Domnule, iată, după ce că își fac ăștia ce vor, le mai dăm și bani. Adică mai vor și bani de la noi. Asta era mentalitatea. Asta era mentalitatea. M-am dus la biserica unde am predat, am vorbit cu preotul de acolo, Doamne, bine, nici pe mine, pe noi nu ne plătea când predam. Nu avem cum să vă ajutăm cu bani, dar vă fac niște plăcinte. Plăcinte, nicio problemă, sunt binevenite. Cară-te cu două plăcinte, cu nu știu ce, așa. La Georgi, l-am prin SMS, prin asta, și este un om care ne-a dat, nu vă spun, ne-a dat... numai turnul ne-au dat, dar absolut orice peste 3 kg, 4 kg, fursecuri, tot ce bomboane, tot, fără bani. Alți colegi s-au dus și au făcut rost de băuturi răcoritoare și așa am reușit, calculat pe cât costă, ce fac, ce ne pot acorda. Să știți că Marlena e cu legea, n-am făcut nimic la dreapta sau la stânga. Am strâns bani în limita posibilităților, restul le-am completat noi din salarii și pensii și am dat spectacole, nu noi ca artiști, ci cu sprijinul școlilor, liceului. M-am dus la inspectorat, am luat legătură cu doamna secretară, mi-a făcut legătură cu doamna inspectoare, i-am spus ce urmărim, dânsa mi-a făcut legătură cu cine era în momentul respectiv în cancelarie și după aceea am mers în diferite clase și le-am vorbit despre acțiune. Aceasta este zona în care se strângeau semnături, ori la evenimente, ori în particular de fiecare grup, membru din echipă în parte. În intersecție, la evenimente, făceam animație stradală, nu știu, jonglerii cu poi-poi, baloane de săpun gigantice, ca să atragem atenția și asupra evenimentului, să vină să își exprime părerea. Da, nu eram maestri aici. și ca să strângă semnături măcar. Dacă nu, în zona asta pe de trecere, se mergea în alte zile în care nu erau evenimente, doar să se strângă semnături și se... costa fiecare persoană în parte și îi expuneam despre ce este vorba. Mi-aduc aminte că stăteam pe băncuță aici și stăteau cei care nu se deplasau atât de mult. Uh-huh. Stăteau pe băncuță și trimiteau pe ăștia tineri. Hai, duceți-vă și strângeți semnături, noi vă coordonăm. Și toate spectacolele de acolo era să termina cu o masă rotundă, chiar în saloanele restaurantului Ring, la terasa Ring. Eu am venit cu o altă perspectivă, ok, aici pare destul de sigură treaba și de clară. Eu am zis, hai să implicăm și pe comercianții din acea zonă. Prima oară m-am confruntat cu neîncrederea lor. A, ești de la primărie? Nu sunt de la primărie. A, știm noi ce faceți voi acolo, să faceți baruri și cluburi, nu e pentru noi, nu ne interesează. Ba da, facem cu totul altceva, uite, astea sunt sălile, astea sunt, asta e planul pentru centru. Era o doamnă, noi ziceam, uite, țața a apărut la etajul 7, dacă avea poziția asta pe fereastră, iar așa s-a început, ce, iar așa. Da. Lasă că știu, faceți cârcium și mai de-astea baruri acolo, nu faceți voi ce trebuie. Partea de bucurie, de pozitivă, a venit târziu. A fost mult mai mult, 75-80% partea asta negativă, negativismul.
piedicile care ți s-au opus. V-am zis, nu-ți venea să crezi că mai realizezi ceva. Deci uiți, în final, când vezi că s-a făcut ceva, uiți. Dar nu trebuie uitat. Aoleu, câte mesaje pe e-mail am primit, hai să nu vă spun. Eram pedeliști, am fost useliști și acum suntem ce se poartă. Cheltuim banii comunității, o să facem spitale, o să facem grădinițe. Sigur că da, și astea sunt lucruri importante. Noi am ales centrul cultural favorit. Fiecare, deci faptul că se face, se investesc bani în cultură, nu exclud finanțările pentru, asta nu exclude finanțarea pentru reabilitare, nu exclude finanțarea pentru un spital, nu exclude, adică nu sunt lucruri care se exclud, sunt lucruri care pot să meargă împreună și eu cred că un pic de cultură, un pic de artă, un pic de muzică, un pic de balet nu pot să aducă decât bine într-o lume, într-o societate care vrea să ducă un trai normal. Nu a fost simplu pentru oameni să-și depășească confortul personal, să depășească neîncrederea în propria lor capacitate de a convinge autoritățile să facă ceva, neîncrederea în unii în alții, care sunt lucruri omenești pe care le vedem peste tot în București. Deci partea asta de organizare comunitară nu a fost simplă deloc. Am trecut cu vederea, considerând că până la urmă își vor da seama de utilitatea acestei construcții, mai mult la magazinele, unde aveam cunoștințe, făcând cumpărături, am cerut aprobare și afișele, efectiv, au fost puse la aceste magazine. Mai mult, Policlinica 34 e aici lângă noi, am cerut aprobarea medicului meu de familie și cu aprobarea lui am afișat la intrare 2-3 afișe cu acțiunea respectivă. Mai mult, m-a dus la mai mulți medici și m-a prezentat și le-a arătat eficiența acestor acțiuni. Și așa, din aproape în aproape, din legislație în legislație, că au trecut 4 legislații din 2010, asta atunci s-a întâmplat, încet, încet s-a legat. Puterea vine din faptul că oamenii încep să se întâlnească, să discute, să se organizeze, să vadă că au anumite interese în comun, să vadă că pot să rezolve niște lucruri. Întâlnirile la vremea aceea aveau loc, aici era o cârciumiară, un mic băruleț, un băruleț. Am intrat în acel băruleț și la o masă erau o grămadă de inși, și mai în vârstă, și mai tineri, cu foi în față, cu dosare. Și vorbeam foarte serios, cine merge la ședința de Consiliu Local, cine monitorizează site-ul primăriei, și am rămas șocat, am zis, Doamne, oamenii ăștia sunt foarte bine organizați, sunt serioși, ce fac ei acolo? Nu știu, m-am simțit și intimidată, care e rolul meu, ce pot eu să fac în contextul ăsta, cu ce pot eu să contribui? Și treptat am înțeles că pot și eu să contribui cu ceea ce știam eu. Să-i ajut să facă o petiție. Deci nu era nimeni expert în redactarea petițiilor. Ne-a apucat și 22 seara la școala 164. Ne propuneam un target al petiției și cineva se ofera. Bine, eu fac un draft, săptămâna viitoare ne întâlnim, îl discutăm, îl actualizăm și îl finalizăm. Deci era o muncă de echipă. La un moment dat o întrebai pe Marilena, măi, dar voi sunteți specialiști, cum ați reușit voi să vă organizați, cum ați reușit voi să dialogați, cum ați reușit să faceți ceea ce faceți. N-am știut, evident, nimeni n-a știut de la început. Sincer, la început, nici ei nu cred că știau despre ce vorbesc exact. Adică nu era ceva atât de tehnic, nu se făcuse niciun contur cât să nu înțelegem să fi venit prea târziu. Toată lumea vorbea așa, din inițiativă, din dorință și cam atât. Încă nu știam prea multe lucruri. Abia după aceea venise cineva din cere, din... Cristina. Da, nu cred că altcineva era înainte, care încerca să coordoneze grupul, dar și a realizat că trebuie să meargă foarte încet până ne punem toți de acord. Am învățat cum să lucrez cu autoritățile locale. Un lucru absolut nou pentru mine. Sunt lucruri pe care le-am învățat pe parcurs.
Le-am învățat și de la organizatorii comunitari de la CERE, și de la organizatori comunitari americani, care au fost invitați de CERE. Ei au o lungă tradiție pe partea asta de activitate comunitară, de centre comunitare. Deci acolo cetățeanul, când are o problemă, nu mai așteaptă să-i coboară, să vină de undeva de sus soluția. Se implică activ, da? Își cheamă vecinii, prietenii și fac ceva, fac. Deci ei sunt, ei fac, nu așteaptă. Și apoi, iarăși, foarte complicat au fost toate aceste demersuri și eforturile pe care oamenii le-au făcut cu sprijinul nostru atâta cât am putut să conving autoritățile să miște lucrurile. Aveam 16 ani, cred, când am ajuns să mergem la primărie, nu, mai puțin, 15. Și da, eram acolo cu alți oameni care aparent știau despre ce e vorba, pentru că lucrau în ONG-uri. Eu am venit acolo cu pancartă, e și o poză cu mine în care țin foarte mândră pancarta, altceva nu știu dacă știam să fac. Da, am stat la ședința de consiliu, cred, oamenii votau ceva, nu am fost băgați în seamă absolut deloc, eu cel puțin, adică știam, eram obișnuită cu ideea de a nu fi băgat în seamă la 15 ani, dar atunci parcă era un grup întreg de oameni care nu era băgat în seamă. Parcă nu s-a ajuns la nicio discuție, parcă nu au răspuns nici măcar la întrebări, adică nu cred că cred că până la final n-am fost băgați în seamă. Dar era entuziasmul că am făcut ceva. Am zis, doamne, ce facem? Noi cu ce venim? Ei, am avut o idee ciudată așa, zic, doamne, n-am decât să mă duc să iau un șobolan care există la favorit și-l pun pe masa primăriei. Asta este favoritul la ora actuală. Deci primele reușite sunt atunci când cineva din grup sau câțiva din grup participă, pentru că legea permite lucrul ăsta, la ședințele de consiliu ale organului local. Că e primărie de sector, că e de județ, că e de capitală, că e de oraș, acolo să fie prezent din partea cetățenilor. Cu curaj, acolo să se ducă. Așa am făcut noi. Așa trebuie făcut, că altfel nu răzbești. Și așa se fac și relațiile, să știi. Mulțumește cu puțin la început. Măcar atât cât să poți să zici, să dai bună ziua. Tonul discuției este foarte important. Multă lume, cred că asta e un lucru moștenit de noi din comunism. Suntem de multe ori suspicioși, agresivi și plecăm de la premiza, asta nu o să ne ajute niciodată. Nu e adevărat. Nu e adevărat. În fiecare instituție publică există oameni care își fac treaba, există care au și ei acest spirit, cum să zic, cetățenesc și ei vor ca lucrurile să meargă bine în cartier, în București. Da? Noi trebuie să găsim interlocutorii potriviți. Și asta e un talent pe care ni l-am format. Găsirea oamenilor cu care se poate discuta, care ne pot ajuta, care pot să capete încredere în noi. Îmi place că înțeleg lucrurile, nu se panichează, nu zic că e urât, nu zic că e frumos până nu se uită cu mare atenție. Știu că lucrurile nu se fac ușor. Te înțeleg dacă le spui că să faci cu tare e greu sau... Știu să nu se supere când un om dă de greu, dar muncește, prevăd anumite pericole. Cred că experiența în lucru cu primăria s-a augmentat destul de bine, pentru că deja își pun tot felul de probleme la care eu nici nu mă gândeam. Da. Care au rezultat în urma unei experiențe în relația cu autoritatea. Trebuie să ajungi și la aceste relații administrative. Să ne sprijine, să dea drumul la o sesizare, să o așeze unde trebuie, să ne facă intrarea la cabinet, să ne programeze și nouă, nu la 7, la sfârșit ce așteaptă. În 2011, ca urmare a insistenței foștilor mei colegi, s-au alocat fonduri și s-a realizat studiul de fezabilitate. După care, deja în altă administrație locală, s-a realizat proiectul Centrului Cultural Favorit. De fapt, ce conține proiectul ăsta? Execuția, la ce se face? Se face un garaj extins, în primul rând, pentru o asemenea centru cultural. Noi am zis Centru Cultural European. Spații pentru, sigur că da. Cinematograf, cu aspecte moderne. Sală de spectacol pentru teatru. Sală de concerte.
Ce are obiectul ăsta important este că aici este un bloc foarte mare, un bloc de locuințe și aici mai departe sunt altele, aici sunt alei, aici e un parc care sper să-l facem, dar ce m-a interesat pe mine ca cei care stau în blocul ăsta, care are 8+8+9, nu mai știu exact acum, să nu vadă o terasă banală cu zmoală, ci să vadă un obiect. Adică ce am făcut eu aici așa, nu are numai patru fațade, are cinci, pentru că cea de sus de aici, cei de aici să vadă un obiect, să vedă un obiect sculptural. Ca respect pentru cei care stau la etajele superioare din blocurile de limitrofe. Construcția este un televizor, e adevărat, de tip vechi. De ce? Am mers pe stilul vechi pentru că partea de coadă, acolo sunt cu culoarele etajul 1 și 2, cu cabine stânga-dreapta. Toate spațiile, cabinele de actori, ele toate stau suspendate, tocmai ca să, că pe pământ nu puteam să le pun, că depășeam amprenta și a trebuit să ies cu ele în consolă. Deci tot aparatul ăla din spate, care are și niște mici decoruri, săl de actori, sunt bineînțeles băi, dușuri, tot ce ține de aparatul ăsta a trebuit suspendat. Am și acum aici primele pagini și chiar primele scoarțe din primul proiect refăcut ca să putem merge cu el la investiții, să devină o investiție și nu o reparație. Deci mi se părea, zic, opa, e făcut proiectul tehnic, trebuie aplicat. Și de aici a început, într-adevăr, nu știu dacă să pun ghilimele sau nu, o luptă. Ajunsesem cam prin 2012-2013. Era o brambureală de nu se vedea un com. Deci cinematograful depindea de RADEF, regia de administrare direct de filmelor. În 2013 am cerut primăriei, fraților, dacă aveți toate făcute și ați alocat și fonduri să-l realizați, păi realizați-l. Păi stați să vedeți că cinematograful nu este în administrarea noastră. Și dacă nu este în administrarea noastră, cu toate că avem un contract acomodat, nu putem să facem centru comunitar. Prin 2014, când ne-am dat seama că totul era blocat, împreună cu CERE am organizat o masă rotundă și am chemat la masa rotundă toți factorii implicați în realizarea Centrului Cultural Favorit. Deci Primăria Sectorului 6, Primăria Generală a Municipiului București, Ministerul Culturii, care de fapt el era proprietarul, RADEV România Film, care era administratorul, alte grupuri civice, oameni din cartier și, bineînțeles, administrația locală. Între timp, însă noi ne-am informat pe Google, pe Sfântul Google, și am aflat că la Timișoara România Film a fost dată în judecată. Și la acea masă rotundă am propus Primăriei Sectorului 6 să dea în judecată, pentru că exista o lege, RADEF România Film. Lucru care s-a întâmplat. Între timp, noi ne-am dus în audiență la România Film. Am fost și la Ministerul Culturii, care era de fapt proprietarul. Și până la urmă, în 2015, prin august, cinematograful a trecut la Primăria Sectorului 6, dar trebuia să mai existe un aviz al Consiliului General al Municipiului București. A fost o etapă foarte dură, pentru că aprobarea trebuia să întrunească 2/3 din numărul de consilieri locali. Dar nu era cvorum și atunci a trebuit să se repete, noi am insistat. Încet, încet, primăriile s-au obișnuit cu existența acestor grupuri de cetățeni ca forme de asociere și nimeni nu le-a mai contestat legitimitatea de a fi la primărie și de a se prezenta ca grup de inițiativă cetățenească. Am învățat că fiecare problemă și cu centrul cultural, și cu metroul, și cu copacul uscat de pe stradă,
e blocată de o autorizație, de un document care nu a ajuns să treacă pe la toate instituțiile de la care are nevoie de un aviz. E uitat, este ignorat, s-a pierdut. Și tu ai posibilitatea să-l aduci din nou în atenție și să-l rezolvi. În ianuarie 2019 deja a început organizarea de șantier. După cum vedeți, prima fază, demolarea clădirii, s-a realizat. A mai rămas acest culoar de trecere și acum avem semnat și avizul de construire și așteptăm cât de curând să înceapă, practic, să se întâmple. N-a fost ușor. A trebuit să Marlena prin, pentru că e foarte bine pregătită din punct de vedere tehnic, cunoaște legi, cunoaște tot absolut, să demonstreze prin legi că așa trebuie făcut, că așa trebuie făcut, că așa trebuie făcut. Ea cred că este acum de 9 ani în grup și mi se pare atât de vehementă, dar într-un sens foarte bun. Și faptul că sunt aproape de ea mă motivează foarte mult și îmi dă și mie energie. Toți oamenii din grup mă inspiră, cred că aici la asta se rezumă. Da, păi am mai săpat, hai că sunt și oameni. Am mai săpat ăsta, vezi? Uite, ăla este bazinul, când am venit eu nu era ridicat, aducea doar să-ți trimit poze, ar trebui să mai pui. Ăla este pe... O să fac poze și o să-ți trimit. Și din fața anterior, când am venit eu, de-abia venea, am prins mașina care intra cu primele, știi, m-a impresionat, cu partea aceea metalică și uite. Eu cred că asta înseamnă o colectivitate, adică asta înseamnă diferența dintre o adunare și o adunătură. Oameni de tipul ăsta poate să transforme o populație într-o adunare. Adică eu mi-aș dori să fiu ca primar sau ca, nu știu, ca membru într-o primărie sau așa cetățeni. Cred că m-ar ajuta foarte mult prin faptul că sunt dispuși sau au și abilitatea de a-ți livra niște cerințe foarte clar. Adică să nu derapezi sau să cauți lucruri mai mult sau mai puțin realiste sau necesare și oamenii să vină, cetățenii să vină să spună, uite, noi vrem asta. Eu cred că te ajută enorm. Adică să-ți conturezi foarte bine, să-ți definești obiectivele pe care trebuie să le atingi. Eu cred că un ajutor nemaipomenit. La revedere, mulțumim! La revedere, mulțumim! Observ. Misiunea grupului nu s-a terminat. Monitorizează în permanență constructorul ca să-și respecte graficul de lucru și primăria să asigure fonduri constant în timpul celor 3 ani, ca să nu existe niciun moment în care să stea lucrarea și să... Doamne ferește! Dacă cumva graficul de lucru nu este respectat, iar primăria nu alocă fondurile necesare conform promisiunii, atunci grupul își va lua din nou calea petițiilor, interpelărilor, în consiliile locale. O să dăm din nou telefon la primărie să vedem dacă de ce n-au confirmat cei 12 milioane de lei alocați pentru anul acesta, să vedem ce se întâmplă, ca lucrurile să meargă. După cum vă spuneam, monitorizăm și constructorul și primăria ca să nu existe întârziere. Niciun fel, niciun motiv de întârziere. Sunt nenumărate instrumente de participare publică și protestul face parte dintre ele, adică să nu se creadă
că noi suntem prietenoși fără limite și dacă cineva ne-a călcat pe bătători de mai mult, noi zicem, da, sigur, mai călcați în dată. Nu! Deci există o limită de la care îți dai seama că interlocutorul tău nu este, de fapt, deschis la dialog. Și atunci există alte modalități de a arăta că acolo dialogul s-a blocat. Protestul este una dintre ele. Dacă tragem linie, a fost un efort de 10 ani de mobiliza comunitatea, de bătut la ușa tuturor primarilor care s-au succedat în acești 10 ani, de bătut la ușa tuturor consilierilor locali care s-au succedat în acești 10 ani, diversele partide care azi erau la putere, mâine erau în opoziție, oamenii au trebuit să comunice cu toți, să fie cât se poate de convingători. A fost o muncă colosală, niște ițe birocratice foarte greu de descurcat și de înțeles. Deci simplu nu este, eu nu vreau să păcălesc pe nimeni, rezultatele sunt extraordinare și încurajez pe absolut oricine dorește să responsabilizeze autoritățile cu privire la anumită problemă să se implice și să facă, dar nu o să spun că e ușor. Domnul Ionescu, cel mai în vârstă dintre noi, a zis așa, la primărie, eu nu vreau să mor până nu văd schela ridicată la cinematograf. Deci, noi o să fim așa de uniți până vom vedea că ustilajele se retrag și are loc deschiderea cinematografului, fără niciun interes. Noi nu vrem să facem decât pentru copii. Când va fi gata, noi și așa. În ziua când s-a deschis șantierul, stăteam la balcon, la etajul nou și mi-a dat, fără să-mi dau seama, mi-a dat lacrimi. Băi, copii, cred că nu mor până nu văd schela ridicată pe suprastructură, după infra, că de-aia toți știu să facă fundații și gropi. Nu trebuie decât să văd odată pentru totdeauna ieșit din pământ favoritul ăla.